Da, pentru că a coincis exact cu perioada despre care spuneam, perioada în care l-am născut pe Zian. Da. L-am lăsat pe Sergi puțin deoparte pentru că era normal. Și atunci el, da, puțin mai mult i-a scăzut forma, pentru că era și presiunea psihică de la Dinamo și acasă nu mai eram eu tot timpul să-l țin în priză. Cum îl ții în priză? Cum ține o soție care într-adevăr îi vrea bine soțului ei, fotbalist, cum îl ține în priză pe un fotbalist? Păi, în primul rând, cu programul ăsta care este, ți-am spus, foarte bine stabilit. Deci, Sergiu, nu știu, și să vrea să se gândească la, nu știu, la vreo problemă sau ceva, nu are timp de ea. Adică poți să detaliezi un pic? Da, deci dimineața ne trezim, îi pregătesc micul dejun, își ia micul dejun, apoi pleacă la antrenament. Când se întoarce de la antrenament, mănâncă, da. Doarme, deci la mine, deci ce n-a dormit el toată copilăria lui cu mine, doarme, deci sunt ca mama aia care stă cu bățul la culcare. Serios, da? Adici... E foarte important odihna, foarte importantă, i-am spus, pentru mine pe primul loc odihna și apoi restul pe care le avem de făcut toate cele. Deci odihna de prânz și după prânz de fiecare dată, dacă nu are al doilea antrenament, pentru că aici în Cracovia de cele mai multe ori îl are, dar dacă nu-l are, cu siguranță are mental coaching sau chiar am râs pe tema asta de curând că am văzut că în România tot o propagandă că nu e ok mental coaching. Vă spun eu că e foarte ok mental coaching. Ok. Da. Fiecare până la urmă cu părerea lui, dar okay. Așa. Sau are recuperare, avem tot felul de activități, criosaună. Deci în loc de al doilea antrenament, el mereu are câte ceva pus. Apoi seara vine acasă, luăm cina și la ora 10 suntem toți în pat pentru că, repet, odihna e cea mai importantă. Dar și dieta. Eu nu sunt nutriționistă, dar tot timpul, de la început, de când ne-am cunoscut, am stat și l-am observat pe Sergiu. Am zis, ok, deci, ce avem noi de făcut? Sergiu e fotbalist, toată viața, cel puțin 10 ani de acum încolo, o să facem fotbal. Ok, da. Dacă tot îl facem, hai să-l facem cum trebuie. Da. Și am zis, ok, nu mă pricepeam. Eu eram doar un fan al echipei Dinamo, să spun așa. Și am început să mă documentez. Am început să-l urmăresc pe la Mureș, cum juca. Nu-mi plăcea că stă pe banca de rezerve, că era rezervă la Mureș. Okay. Și am zis, ok, primul pas, să devenim titulari și să devenim. Ah, deci să era devină. Un target pe care îl puneai. Da, de pas cu pas. Deci da. am luat tot pas cu pas și am văzut, urmăream un meci. Am zis, ok, uite, minutul 70, nu poate să respire foarte bine. Și am început să mă documentez de ce se întâmplă lucrurile astea. Și am început cu alimentația, am schimbat alimentația, bine, odihnea prima oară, apoi alimentația și încet, încet am văzut pe corpul lui tot ceea ce avea el nevoie ca să dea randamentul cel mai bun. Asta e și spuneam acum, deci a jucat aproape 6 meciuri în 2 săptămâni și el a jucat toate minutele, n-a fost schimbat nici măcar un minut, adică și după astea 6 meciuri, Sergiu nu se simțea obosit, adică corpul lui era ok, pentru că l-am ținut în priză, cum am spus, cu criosaună, cu recuperări, cu masaje, cu... mai multe lucruri. E Sergiu în forma vieții lui în momentul ăsta, Andreea? Consider că e în forma vieții lui? Sau a fost? Da, și îmi pare rău că a oprit-o acest coronavirus. Da. Eu sunt sincer, mereu și mereu am fost sincer cu forma mea, cu fizică, psihică, cu reușitele, cu tot. Sunt mult, mult mai sus în momentul de față decât am fost în cel mai bun sezon anul ăla. La Dinamo, da. Bine, nu, nici nu cred că e comparație, pentru că e diferit, da, ești mult mai, e mult mai matur, da, în șoc, matur, în atitudine, ambiție, tot. Mult, mult mai diferit. Bun, și dacă Sergiu tot. E cea mai bună variantă a lui Sergiu de până acum, Andreea, dacă tu ai fi selecționerul României, l-ai fi convocat? Da, l-aș fi convocat cu siguranță și nu neapărat că e Sergiu Hanca și că a fost bun la Dinamo și că acum e bun în Polonia, nu. Luat pe performanțe și pe tot ceea ce, pe toate realizările pe care le are în prezent, da? Minute jucate, goluri, asisturi, toate cele luate,
Cred, cu siguranță Zian, tipă din... Și Zian l-a luat la naționale, deci... L-a luat și el la naționale. Dar e frustrant să vezi că nu e convocat, deși vezi că soțul tău joacă foarte bine. A fost, să știi, puțin frustrant atunci când Contra nu l-a luat la naționale, pentru că el mai ales că îl cunoștea pe Sergiu și împreună au făcut ceea ce Dinamo n-a mai reușit de când Sergiu și Contra nu mai sunt la Dinamo. Da. Au reușit acea performanță de a juca în ultima etapă cu titlul pe masă. Și m-a fost puțin dezamăgită, dar am zis, dacă Contra nu l-a luat, atunci cu siguranță mai bine nu ne mai gândim. Da. Și ne antrenăm în continuare și mergem, ne urmăm, că până la urmă trebuie să te ții focusat pe ceva. Și s-a văzut, adică l-am văzut pe el în momentul în care nu a fost convocat, s-a văzut puțin în jocul lui, în următoarele meciuri. Dezamăgirea asta a contat pentru el. Dar, vezi, lucrurile astea te întăresc, știi? Și acum, cu siguranță, dacă va fi convocat, va fi ca, nu știu, o bucurie în plus.